Salut și bine ați venit la O Mașină Într-un Minut. Avem o mașină care stă așa închisă, pentru că deocamdată în Europa nu poate fi condusă. Este foarte mare, cu siguranță nu o să puteți să intrați pe ea în parcarea subterană de la mall. Avem portbagaj în spate, portbagaj în față. O mașină masivă, autonomie pentru acest monstru de peste 500 de kilometri, putere suficientă ca să o propulseze de la 0 la 100 de km pe oră în doar 2,7 secunde. Haideți să vedem un pic și interiorul. Așa arată o mașină de 2024. Din păcate, doar cei din America deocamdată o pot conduce. Arată senzațional, are acest volan oarecum înjumătățit. Foarte mult spațiu în interior. Primul pick-up pe care îl văd că are Hayon, ca la clasa compactă. Asta ar trebui să fie oglinda. Un plafon care arată foarte bine. Un design simplist și foarte tehnologizat. Și o tabletă imensă. Asta este Tesla Cybertruck. Credem că și sperăm că la un moment dat reglementările din UE ne vor permite să o conducem.